Caz incredibil la Suceava, o casieră care a fost acuzată de peste 1000 de infracțiuni de delapidare și aproape 2000 de falsuri în acte, după ce banii încasați din cotizațiile pensionarilor la CR Suceava ajungeau în propriul buzunar, scapă de pedeapsă. Judecătorii au decis că faptele femeii care timp de 10 ani a furat banii pensionarilor s-au prescris. Georgiana Botez ne explică. Bun găsit, femeia în vârstă de 64 de ani din localitatea Dărmănești, în calitate de casier a casei de ajutor reciproc, încerca să le câștige pentru început încrederea pensionarilor. Apoi întocmea fel de fel de acte false, inclusiv dosare de împrumuturi în numele acestora, bani pe care îi băga în propriul buzunar. Mai mult decât atât, cotizațiile plătite de localnici sau chiar ratele achitate la casierie ajungeau tot la ea. Oamenii nu și-au dat seama că ceva nu e în regulă în tot acest timp, deoarece femeia le întocmea chitanțe. Astfel, între 2006 și 2015 a reușit să obțină în mod fraudulos peste 330.000 de lei. Doar că frauda ce a ieșit la iveală în urmă cu aproape 8 ani a dus la o cercetare destul de anevoioasă a polițiștilor și procurorilor, fiind audiate sute de persoane. Iar acum judecătorii au decis închiderea dosarului penal pe motiv că au trecut deja 3 ani de la data comiterii faptelor. Dar procesul civil continuă. Pentru recuperarea prejudiciului de către CARP Suceava, ce se ridică la aproape 1 milion de lei, a fost pus sub sechestru mai multe bunuri deținute de femeie.